Bună ziua tuturor! Bun găsit la ceea ce se dorește să fie, dacă noi am numărat bine, a 50-a ediție a proiectului Istorie și Istorii cu Marin Toma, un proiect cultural început acum multă vreme, a ianuarie 2015, dar ale cărei origini sunt ceva mai vechi, adică finalul anului 2014. Cu greu aș fi crezut pe acea vreme că vor trece atâția ani de zile, acum suntem în al șaselea an și voi continua să povestesc celor care mă ascultă, iată acum și virtual, în direct pe Facebook, cât mai multe elemente despre ceea ce a ajuns să-mi definească o bună parte din ultimii 15 ani de viață. Și prin asta mă refer la istorie culturală, în diversele ei forme. În aceste multe zeci de ediții, în sălile ai Centrului Cultural Pitești, am vorbit pe lângă temele cumva mai clasice de istorie și despre subiecte mai puțin abordate, mai puțin considerate ca făcând parte din istorie și din viața de zi cu zi a celui care se ocupă de acest domeniu fascinant de cercetare, istoria, și anume de teme care țin de evenimente cotidiene, de la vestimentație, artă culinară, până la emoții, așa cum sunt iubirea, refuzul, tristețea, loialitatea și altele multele asemănătoare. A venit acum vremea să povestim despre noapte, despre întuneric, despre vis, despre somn și multe alte elemente care se întrepătrund cu acestea și care fac și ele parte din istorie, pentru că fac parte din viața oamenilor. Aș vrea să vă spun că pe lângă oamenii de știință care se preocupă de somn, de vise și de altele similare, sunt din ce în ce mai mulți istorici care se preocupă și de aspectele sociale, mai ales celor menționate mai sus, și ale somnului și ale visului, dar cu atât mai mult ale întunericului și ale nopții și a tuturor activităților umane care au legătură cu acesta. În imaginea pe care am prezentat-o Facebook-ului și dumneavoastră aseară, era o carte pe care o recomand tuturor celor care sunt interesați de fenomenul somnului în prezent. Este un volum pe care l-am primit cadou acum ceva vreme în limba engleză, dar care, din câte cred și mi-aduc aminte, a fost publicat și în română, acum nu puțin timp. Este un studiu al lui Matthew Walker, Why We Sleep. Sigur, este un volum scris de un om de știință și multe dintre argumente merg către direcția aceasta. Pentru cei interesați, îi recomand să caute înregistrările cu Matthew Walker, cărțile sale, în special acesta, și să le privească sau să citească volumul. Noi astăzi o să ne referim mai mult la elemente care țin de aspectele culturale și sociale ale somnului și ale viselor. Nu suntem oameni de știință în acest sens și departe de noi gândul de a aborda aceste tărâmuri pe care ne simțim mai puțin singuri. Aș vrea să încep, înainte de a intra în povestirea propriu-zisă, cu câteva poezii. Sigur că dacă vrem să căutăm pe internet, vom găsi multe versuri referitoare la somn, la vise, la noapte și la multe altele, însă probabil că în literatura română Lucian Blaga ocupă un loc special, iar dintre operele sale, poeziile care stau sub semnul laudei somnului, cu atât mai mult fac parte integrantă din acestea.
Așa cum până să se instaleze bine întunericul și să înceapă noaptea, trăim momentele frumoase, astăzi cel puțin, ale Sfințitului, nu întotdeauna lumea a privit cu aceleași emoții către această etapă a zilei. Iată ce ne scrie acum mulți, mulți ani Lucian Blaga despre Sfințit. Peste aceleași arătări și aceleași case, clopote de seară aud și stau în cruce cu o zi sub cer pierdută. Prin ani sub poduri se depărtează ce focuri vechi, ce nouă plută. Printre ziduri ceasul umbrelor mă încearcă. Se desface care poartă, se deschide care ușă. Ies vârstele și îmi pun pe cap aureole de cenușă. Întârzind sub vremi schimbate, îmi taie drumul care prieten. Îmi taie pasul ce vrășmaș. Ah, pasărea Phoenix, ca altădată, nu mai zboară peste oraș. De foarte multe ori, atunci când vorbim despre aspectele istoriei culturale, în toată diversitatea lor, noi, istoricii, încercăm să aducem celor care ne ascultă sau celor care ne citesc încă o dată unul dintre adevărurile fundamentale pe care noi le trăim și care ne guvernează de fiecare dată scrierile și afirmațiile. Acela că nu putem sub nicio formă să judecăm faptele din trecut prin prisma ideilor pe care le avem în prezent. Pentru că atunci vom fi în eroare și nu vom reuși sub niciun chip să înțelegem cum gândeau, ce trăiau, care erau emoțiile și ce anume îi făcea pe oamenii trecutului, fie că vorbim de acum 50 de ani, fie că vorbim de acum 5.000 de ani, să se comporte într-un fel sau într-altul. Emoțiile sunt o parte integrantă a vieții de zi cu zi, sunt o parte la fel de importantă și din istoria omenirii, pentru că au de-a face cu oamenii și nu de puține ori este interesant să studiem realitățile și realizările a unui eveniment sau unor persoane și prin prisma emoțiilor pe care acele persoane le-au avut și a felului în care acele emoții le-au influențat deciziile. Prin urmare, atunci când ne referim la trecut, trebuie întâi să înțelegem cât mai bine cu putință care erau realitățile acelor perioade, ce credeau oamenii, cum se raportau oamenii la unele și la altele din viața cotidiană și felul în care credințele pe care le aveau le influența comportamentele, ideile și alegerile din fiecare zi. Despre somn, ca să începem cu o parte mai plăcută, despre vise, despre noapte, găsim multe, multe proverbe, multe zicători în cultura populară românească și de asemenea și în toate culturile lumii. Câteva exemple, unele cunoscute, altele mai puțin cunoscute. Vulpea care doarme nu mănâncă găini, doarme buștean, somnul e oglinda morții, poporul e ca un leu adormit, dacă se trezește nu mai adoarme, mănâncă mai puțin și aici se auzi somnul și vom reveni cumva pe parcursul prezentării de astăzi la această idee, e bun numai când doarme, nu există somn profund fără conștiință curată, cum îți aștepți așa dormi, când visează omul e un zeu, când gândește un cerșetor. Acesta din urmă este un citat din Hölderlin, un poet romantic german, de acum aproximativ două secole. Este un citat cu profunzime aparte, la care iarăși vom reveni într-o altă formă puțin mai târziu. Mai mult decât atât, aș vrea să întreb pe fiecare dintre voi un lucru cu siguranță despre care ne întrebăm și unii și alții, sub o formă sau alta, și avem în jurul nostru diverse unelte care ne ajută să tragem diverse concluzii despre cum dormim și cât de bine ne simțim după ce am dormit. Trăim o epocă în care mai toate aspectele vieții noastre sunt măsurate. Avem, din fericire sau nu, o serie întreagă de unelte tehnologice care ne pot măsura diverse activități, astfel activități noastre de zi cu zi, de la când și câtă apă bem, cât de mult mergem, alergăm,
câte calorii consumăm, cum am construit acele calorii în funcție de ce am mâncat și așa mai departe. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește somnul. Multe dintre gadgeturile pe care le folosim, de la aplicații pe telefon sau de la ceasuri pe care le avem, fac și acest lucru, adică ne măsoară inclusiv somnul pe durata nopții, cu erorile de rigoare, evident, în funcție de, sigur, bătăile inimii și de poziția corpului. Și eu port un asemenea ceas la mână, sigur, cu alt scop, nu cu acesta, dar aplicații de pe telefon sunt numeroase și nu intrăm acum în detaliu. Ceea ce este că aș vrea să fac o observație, știm cu toții, abundă internetul de studii, unele mai folositoare decât altele, unele mai științifice decât altele sau mai puțin științifice, despre cât ar trebui să dormim, între ce ore, cum ar trebui să dormim, pe ce parte a corpului, ce să ascultăm în timp ce facem asta și altele și altele asemenea. Deci, de mai multe ori, sigur că ar trebui să nu ratăm somnul de frumusețe, să dormim măcar 6 ore până la 8 ore, un maxim, astfel încât să ne simțim bine, să evităm folosirea tehnologiilor pentru o bună parte de timp înainte să dormim, dimineața să nu le vin mult în pat și altele asemenea. Cert este că, așa după cum știm cu toții, orice descriere cu caracter general nu va face altfel decât să pună în valoare fiecare specificitate a indivizilor, pentru că suntem diferiți și avem, evident, comportamente diferite și nu este nimic rău în asta, dimpotrivă. O singură mențiune la acest capitol, o frază extrem de importantă care aparține lui Matthew Walker și care în limbajul acestuia sună sub forma sleep opportunity and hour slept. Cu alte cuvinte, atunci când spunem că ar fi bine să dormim 6, 7, 8 ore sau oricât între după sub, ar trebui să luăm în considerare numărul de ore dormite, nu neapărat oportunitatea dată corpului de a dormi. Pentru că ne putem așeza în pat la o anumită oră și dacă mai pierdem timpul cu un telefon, cu un feed de pe social media sau orice altceva, sau pur și simplu ne ia somnul greu după jumătate de oră pentru că mintea cu treieră a landat la peste tot, atunci cu siguranță că de la 10 seara la 6 dimineața sunt 8 ore dormite, dar dacă ne-a luat somnul la 11, orele sunt sunt 7 și 8. Să revenim acum la aspectele care interesează mai mult, la cele care țin de dimensiunea culturală și socială a nopții, a somnului, a visului, a întunericului, inclusiv a insomniei și a tuturor obiceiurilor pe care oamenii le-au putut avea. Fără, desigur, avea pretenția că le vom epuiza pe toate și că vom avea cunoștințe necesare ca să explicăm tot ceea ce au trăit, au simțit, au gândit oamenii de-a lungul timpului cu privire la aceste aspecte. În funcție de numărul de ore pe care le-am dormit de-a lungul timpului, putem măcar să facem calculul și să ajungem la concluzia că am stat, sigur, 32 treimi din viață, dar că avem măcar o treime din viață pe care am dormit-o și pe care nu prea nu amintim. De-a lungul istoriei omenirii, sigur că lăsarea întunericului a reprezentat un aspect important al vieții de zi cu zi a fiecărui grup uman, de cele mai multe ori un aspect generat de frică, de teamă și în mare parte aceste emoții și sentimente fiind generate de faptul că noaptea omul este mai vulnerabil. Iar dacă nu este, cel puțin în anumite culturi se simte mai vulnerabil. Pe parcursul acestei prezentări, după cum veți constata, probabil că voi pune mai multe întrebări decât voi da răspunsuri, dar este și acesta un aspect al procesului istoric de a cerceta un domeniu sau altul. S-a ridicat întrebarea dacă această frică de întuneric este o frică ancestrală, dacă este frica de pericole posibile și de moarte, tocmai din cauza acestei vulnerabilități pe care o menționam mai devreme.
Dacă ne este și ne-a fost tuturor frică de întuneric și de noapte și de ce ar putea să aducă asupra noastră. Sau dacă, în schimb, această frică de întuneric, de noapte, de pericolele respective, este una indusă cultural. Cu alte cuvinte, ne-o creștem și o dăm mai departe. Sigur că s-au făcut unele studii antropologice în ultima perioadă, beneficiind cumva de faptul că, din fericire, în anumite locuri de pe glob, în prezent, mai sunt și populații care și-au păstrat stilul străvechi, antic, de cultură și civilizație, iar cei care au făcut aceste studii au ajuns la concluzia că unele grupuri umane, unul alt de probleme, nu le este atât de frică de întuneric pe cât le este altora. Asta însemnând, desigur, până la un punct, că putem lua în considerare ideea că această frică este și una culturală, nu doar una fizică umană. Nu ne naștem neapărat cu ea, ci o achiziționăm, o obținem cumva prin experiențe sociale și culturale. Pericolele nopții și ale întunericului pot fi numeroase și ele variază în timp și în spațiu, de la atacul animalelor sălbatice, la catastrofe nucleare, deci în cutremurelor, inundațiilor uneori, sau diverse evenimente excepționale, cum ar fi cometele, meteoriții, eclipsele de lună, mai ales. La fel, cu siguranță, putem vorbi de atacurile umane, care pot fi simple jafuri, dar pot merge până la violență și chiar moartea unora dintre oameni, până la prezența unor ființe supranaturale care, sigur, intră în contact cu oamenii și îi rănesc sub o formă sau alta. Probabil că dintre ființele supranaturale cele mai cunoscute avem vampirii, vârcolacii, vrăjitoare, cu ghilele rigoare, pentru că nu sunt neapărat ființe supranaturale, ci oameni care au anumite abilități în defavoarea altora. La care, în mod cert, pentru o bună parte din istorie, putem adăuga și pe diavol și el, sigur, având o putere mult mai mare asupra oamenilor pe durata nopții. Motiv pentru care, tocmai pentru a ne proteja de aceste pericole naturale, umane, supranaturale, în toate formele menționate mai devreme sau și în alte forme pe care nu le-am amintit, oamenii bisericilor, de-a lungul timpurilor, au recomandat petrecerea nopții în rugăciune, în diversele forme de rugăciune, tocmai pentru a putea să țină deoparte de familii toate aceste pericole. De-a lungul istoriei, odată cu lăsarea întunericului, atunci când începea să asfințească, multe dintre târguri, sate, orașe își închideau porțile, se baricadau, iar ca pas următor, oamenii făceau același lucru. Își închideau porțile, își zăpăreau ușile și sigur încercau să protejeze cât mai bine ferestrele pe care le aveau, oricât de mici ar fi fost ele până atunci. Tocmai pentru că dacă omul reușise să cucerească cumva ziua pe care o organizase în funcție de instituții și de mersul statelor și care beneficia de aportul luminii, dar și de factorul de siguranță pe care fiecare îl simțea, tocmai pentru că pe străzi și peste tot erau din ce în ce mai mulți oameni și atunci sigur că omul se simțea mai puțin temător, tocmai pentru că în jurul lui erau alți și alți și alți oameni, astfel încât exista un sentiment de protecție colectivă pe care îl aveau fiecare. Ei bine, odată cu începutul întunericului, această siguranță, această protecție dispărea și, într-un fel sau altul, și acțiunile instituțiilor orășenești sau statale își vedeau limitate
posibilitățile în a-i proteja pe cetățeni. Sigur că pe măsură ce trece din Evul Mediu către epoca modernă, încet, încet avem o tot mai multă capacitate a ceea ce în Occident se cunoaște ca paza de noapte în a-i proteja pe oameni, cu toate limitările pe care această instituție o avea și, adevărat, pe măsură ce ne apropiem de modernitate, putem asista la o, cu ajutorul tehnicii, putem asista la străzi, zone urbane, din ce în ce mai luminate. E adevărat, nu în întregime, dar măcar pe porțiuni de străzi și cu un număr din ce în ce mai mare de ore pe durata nopții. Sigur că există și evenimente excepționale, cum sunt sărbătorile Paștilor și altele asemenea, care beneficiază de foarte multă lumină în noapte și care sunt redate ca atare în mărturiile epocii, dar mai sunt de asemenea și momentele cu lună plină, în care sigur că avem mai multă lumină noaptea, beneficiu și mai mare pentru a realiza diferite activități în funcție de epocă și de timp. Avem de asemenea o altă mențiune a faptului că în această istorisire a ceea ce se întâmplau cu oamenii noaptea trebuie să ținem cont și de faptul că acești paznici ai oamenilor și ai bunurilor acestora pe durata nopții aveau ca capacitate de a prinde, de a pedepsi pe cei care încălcau legea, iar aceștia din urmă, tocmai pentru că se vârșește diferite infracțiuni pe timpul nopții, urmau să fie pedepsiți de două ori mai aspru decât dacă ai făcut aceleași fără de legi pe durata zilei. În afară de pericolele menționate mai devreme, alte capcane care puteau să cadă asupra oamenilor care erau în afara locuințelor noaptea sunt accidentele datorate, sigur, lipsei de lumină, întunericului și faptul că aceștia nu vedeau foarte bine pe unde merg și nici și cu siguranță că lipsa infrastructurii de-a lungul istoriei contribuia la acest fapt, pe lângă, sigur, starea de emoții și sănătate a acestora din urmă, pentru că majoritatea, cu siguranță, erau amețiți de abuzul alcoolului. O serie întreagă de mărturii cu privire la activitățile de noapte, la drumurile pe durata nopții, precum și la singurătatea pe care o simțeau pe drum și în întuneric, au categorii socioprofesionale care, sigur că erau obligate să acționeze pentru a ajuta pe oameni. Preoții, medicii și inclusiv moașele, care cu siguranță că n-aveau program doar ziua, ci și noaptea, și atunci erau obligați să meargă în ajutorul celor care aveau nevoie de acest lucru. De-a lungul diferitelor epoci umane, în diverse zone, a existat inclusiv o oră de stingere obligatorie, sigur cu amenzi și pedepse pentru cei care o încălcau. De asemenea, au fost și norme care de fiecare dată menționau un anumit tip de îmbrăcăminte pe care îl puteau purta cei care și-o noaptea, dar mai ales ce tipuri de arme asupra lor. Și dacă o bună parte din populație prefera să rămână ascunsă și în siguranță noaptea în propria locuință, să nu înțelegeți cumva că oamenii nu ieșeau noaptea pe stradă și nu aveau activități sociale noaptea. Dimpotrivă, le aveau și le plăcea să facă acest lucru. Revenind acum la principalul aspect al activității umane noaptea, adică somnul, a existat de multe ori întrebarea cu privire la cum dormeau oamenii noaptea. Și acum să fac o parlă timp, am să sar la prezent și așa cum știm cu toții, din ceea ce încercăm să realizăm în propriile noastre vieți, din ceea ce ni se spune de către medici, de către oameni de știință și alții și alții, avem o rutină a somnului. Când ne așezăm în pat,
ce facem în ultima oră sau jumătate de oră până la somn, cum dormim, de la ce oră până la ce oră, cum preferăm patul, salteaua, coperturile, perna, spațiul, lumina înainte și după și așa mai departe. Cât ne afectează sfureitul, alte zgomote, cât de mult ne afectează mâncarea și băutura pe care am mâncat-o și o câte ore înainte de somn și multele, multele asemenea. Dacă adăugăm și lumea gadgeturile, cât de mult ne-am uitat pe laptop, telefon, televizor înainte de somn, la ce anume ne-am uitat, cât de mult ne-a afectat lumina pe care o avem în casă, sigur corpul și evident cât de mult a influențat somnul pe care urmează să îl avem. Plecând de aceste realități, se pune sigur întrebarea cât de bine dormim, calitativ evident, cât de mult cantitativ, cum ar trebui să o facem și cât, și întrebări de genul dormim acum mai mult decât în prezent, decât în trecut, în prezent, dormim mai bine sau mai rău? Sigur, sunt întrebări pe care le putem lansa. E un răspuns greu de dat, pentru că fiecare experiență unică și nu ne amintim să fi trăit acum câteva mii de ani și experiențele de atunci. Și este foarte adevărat că somnul și el un produs cultural și social, pe lângă aspectele biologice, ține foarte mult, după cum spuneam mai devreme, și de ceea ce experimentăm, trăim și folosim. Iar tehnologia din prezent nu seamănă cu cea de acum un secol sau două și cu atât mai mult cu realitățile naturale de acum 500, 1000 sau 5000 de ani. Tocmai de aceea întrebarea dacă dormim pentru că simțim nevoia biologică de a face lucru sau dormim pentru că este o obișnuință culturală cultivată de-a lungul secolului are câte un argument din fiecare parte a celor două opțiuni pe care le-am menționat. Sunt foarte mulți cercetători ai somnului, dar și ai visurilor și istorici ai ambelor zone care sigur că menționează faptul că oamenii dormeau diferit în trecut și că o parte din schimbarea care a dus la aceste realități prezente este reprezentată de ultimele 2-3 secole și de revoluție industrială care, și tehnologică care a făcut că oamenii să perceapă timpul diferit. Astfel încât știm cu toții în prezent timpul este prețios, timpul înseamnă bani și nu de puține ori nu poate fi irosit, motiv pentru care în dorința noastră de a face tot mai multe, tot mai multe ne dorim ca ziua să aibă 25, 26 sau mai multe ore sau de ce nu să alegem altceva, tot timpul altceva în detrimentul somnului și uneori ar fi ideal dacă am reușit să dormim cât mai puțin și cât mai eficient sau chiar deloc astfel încât să avem timp să realizăm cât mai multe aspecte. Există o opoziție într-un fel între somnul natural, social, comun, din trecut, așa cum îl descriu în istorici, și somnul privat, ușor tehnologizat al prezentului. Nu vă închipuiți că acum multe secole sau mii de ani fiecare avea logistica necesară astfel încât să aibă propriul dormitor, propria cameră, propriul pat, astfel încât somnul să fie un aspect intim, privat, al fiecăruia cu sine însuși în fiecare noapte. Oamenii au dormit uneori din nevoie, mai mulți în aceeași cameră, dar alteori în societățile considerate mai primitive, oamenii dormeau în comun. Ba, dimpotrivă, sub un aspect cultural, spiritual, preferau să doarmă împreună, tocmai pentru a se proteja unii pe alții, după cum vom vedea mai târziu, dar și pentru că somnul lor influențat pe aspectele naturale dura ceva mai mult decât în prezent și era cumva separat de o perioadă de trezire. Cu alte cuvinte, oamenii se așezau la somn
mai devreme decât în prezent, dormeam câteva ore, se trezeau și într-o formă sau alta aveau capacitățile de a face diverse activități. Fie își povesteau visele și le notau, fie discutau unii cu alții, fie sigur puteau ieși afară, puteau să facă alte activități, puteau să facă dragoste și multele asemenea. Urmând ca sigur după o perioadă mai lungă sau mai scurt de timp, să urmeze al doilea somn până către dimineață. Deci cumva trecutul, beneficiind de alte aspecte ale naturii, ținând cont mai ales de temperatură și de lumină, avea un somn în două faze și nu neapărat monofazic, așa cum îl avem în prezent și cum îl știm și cum încercăm să-l cultivăm tot mai mult. Există inclusiv ideea anunțată că dormim mai prost în funcție de cum ne trezim dimineața și pentru că am pierdut de-a lungul timpului acest aspect social al somnului. Adică al somnului care se aducă la oaltă mai multe persoane, al trecut din somn și al petrecerii acelui timp între cele două faze ale somnului cu diferite activități. Unde mergem în viitor? Cu siguranță că putem încerca o apropiere cât mai naturală de starea din trecut a somnului, dar asta nu înseamnă neapărat, așa cum au spus și alții, că ar trebui să înțeleg tot ce înseamnă tehnologie și tot ceea ce am reușit să aducem în viața noastră în ultimul timp, ci doar că am putea să ne folosim de tehnologie înțelegând mai bine corpul uman, nevoile sale, beneficiile somnului asupra corpului uman pe care le revede știința, astfel încât să adaptăm această tehnologie acestor realități, încât să ne fie mai bine și somnul nostru să fie mai calitativ. Acest este un aspect cumva pragmatic dezvoltat de mulți alți oameni. Pe lângă acestea, sigur că avem și alte și alte componente care merg până la un punct de science fiction, dar asta nu înseamnă că nu sunt și nu pot deveni reale. De la petrecerea unui timp în hibernare, așa cum ne arată multe dintre filme, mergând mai departe către tot felul de gadgeturi din ce în ce mai interesante, până la aparatură de somn, ceasuri și altele, către pijamale inteligente, perne, tobe de sunat și alte aspecte similare, ba mai mult decât atât, inclusiv dezvoltarea tehnologiei astfel încât elementele de control a luminii și a temperaturii din fiecare locuință să țină cont de temperatura și pulsul și ceea ce simte fiecare corp în parte, astfel încât să adapteze acestora și să facă somnul mai plăcut și mai ridicat din punct de vedere calitativ. Un alt aspect, desigur, care comportă mari importanțe din punct de vedere militar și economic, duce către cercetări din ce în ce mai importante în domeniul somnului, astfel încât să facem pe acestea, după cum menționam, cât mai scurt, cât mai eficient, pentru a avea un maxim de productivitate și eficiență în acest sens. Un mic aspect este cel legat de insomnie, care sigur că în mare parte presupune incapacitatea de a dormi, sau de a dormi, pentru că mai mult de timp, și care sigur că de-a lungul timpului a fost prezentă în istoria umană sub diverse aspecte. Nu avem atât de multe informații pe cât ne-ar plăcea, dar cu siguranță avem câteva prin literatura mondială, în opere celebre precum Iliada, Odiseea, operele sumerine vechi care le dau pe Gilgamesh și faptele sale, venind către Evul Mediu, avem în scrisul lui Chaucer, Orlando Furioso de Ludovic Ariosto, Macbeth și Iulius Cezar de Shakespeare și altele și multe, multe altele, și avem, e drept, de-a lungul timpului, multe scrieri și mulți scritori care au lăsat opere fascinante și care ne-au povestit inclusiv abilitățile lor de a dormi mai mult sau mai puțin, insomniilor, precum și visele despre care aș vrea să vă spun mai acum.
Înainte de a povesti câte ceva despre vise, aș vrea să ne întoarcem la poezie și să redăm celor care ne ascultă o poezie care aparține lui Mihai Eminescu și care se intitulează chiar astfel, Vis, având versurile următoare. Plutesc pe râu, pe pânza-i plană, pe păduri vineți de cristal, în urmă noaptea tumbrăvană, înainte Domnul cel regal. Căci pe o insulă ferice se înalță cu pula de bronz, a lui coloană înalt, antice, sunt noi nopții mari și blânzi. Mă urc pe stări, intru înăuntru, tăcere, de aud al meu pas, se înalți frumoase, lucesc mândre, chipuri de sfinți iconostas. Și în tur la mare doar străluce un singur sâmbure de foc ce luminează sub o cruce și naște umbre în orice loc. Și numai sus, din cor, apasă un cântec trist prin stâlpi reci ca o cerșire tâncuioasă pentru repausul de veci. Și în tactul muzicei ce întreabă ieși încet un chip ca în somn, cu o făclie în mâna slabă, cu lungă mantie de domn. Și când mă uit în a lui față, cu ochii închiși căzuți în fund, cu o slăbire lungăreață, cu buze vineți, strâns profund, ah, îl cunosc, în schip ce trece, îți sân de marmură pălit, ce cald ai fost și cum ești rece, tu dulce înger ce-am iubit. Când mi-ai murit tu? Cum se poate să nu o știu că nu mai ești? Visez? Sau moarte ești iubită să am din groapă visă morți? Ești moartă tu? Sunt mort în groapă? Te văd ca în vis, o dulce stea, trăim în lume, este lume? Sau e o viziune de-a mea? Ce este lumea? Sclav și rege, închipuiri a lumei sorți, căci viața întreagă a lumii întrege, un vis e al eternei morți. Și pentru că suntem la capitolul vis și la întrebarea care dintre ele este realitatea sau care este mai reală, viața trezirii sau viața din vis, sau când suntem cu adevărat treji acum, sau când dormim, în completarea poeziei lui Mihai Eminescu, cu siguranță aș recomanda tuturor una dintre marile lucrări ale epocilor trecute, din Spania, secolul de aur, scrierea Viața e vis al lui Pedro Calderón de la Barca. Revenind la discuțiile noastre, ni se spune, și nu avem niciun motiv să credem că nu ar fi așa, faptul că oamenii visează, indiferent dacă își amintesc sau nu. Sunt multe scrieri de-a lungul istoriei, din antichitate până în prezent, de la vechi egipteni până la studiile din de acum, cu privire la vise, la aspectele sale materiale, inclusiv supranaturale. Concluziile sunt destul de certe până la un punct. Avem, așa cum s-a stabilit, o serie întreagă de vise materiale care țin de activități de zi cu zi, dar și de gândurile care ne rămân în minte înainte de somn, pe toate zilele, grijile obișnuite ale vieții fiecăruia, dar mai avem și o stare a visului mai aparte la care unii dintre noi s-au conectat de-a lungul timpului și care sigur ne face mai creativi, mai călători în acest spațiu pe care încă nu l-am cartografiat, mai dornici de a primi și de a face vizite și avem o serie întreagă de mărturii literaturii mondiale cu personaje care le-a plăcut să viseze și care s-au folosit de visele lor pe care și le-a notat în a-și construi o literare sau în a-și îmbunătăți activitatea științifică. Câteva exemple din fiecare domeniu, unul dintre ele ar fi poate cel al lui Mark Twain, despre care în viață vă invit inclusiv să aflați mai multe. Un altul poate cel al lui Wolfgang Pauli
sigur, celebru în știință și în filozofie, și pentru Cerezea, dar și pentru efectul Pauli, care sigur nu îl afecta pe el, ci îi afecta pe toți ceilalți din jurul lui. Pauli mai mult decât atât. Alte câteva exemple sunt în lumea credințelor religioase. Nu neapărat primul, dar unul destul de locuvent este cel de Ptolemeu Soter, unul dintre generalii Alexandru Macedon, cel care după moartea marelui suveran grec a preluat conducerea unei părți a vastului său imperiu, a Egiptului, dând astfel naștere dinastiei Ptolemaice, o dinastie care se va încheia cu probabil cea mai cunoscută dintre conducătoarele Egiptului în acea perioadă și a dinastiei Cleopatra. Deci, o dinastie care a supraviețuit aproape 3 secole până la cucerirea romană. Din câte avem menționate, visul lui Ptolemeu Soter a dus la înființarea cultului lui Serapis, un cult religios care a demit câteva secole bune și care până la un punct a rivalizat inclusiv creștinismul în încercarea de a supraviețui în cadrul Imperiului Roman. Un alt personaj cu ghimele de rigoare este Arhanghelul Gabriel, Arhanghelul Viselor, pentru că el este prezent în mai multe tradiții religioase într-un contextul vestirii și trafic de informații către o serie întreagă de oameni care au schimbat istoria lumii. Avem în Vechiul Testament două exemple celebre de interpreți ai viselor, pentru că iată, dacă avem mărturii că mari oameni ai lumii și mai ales mari suverani au visat și fiind conștienți de importanța viselor pentru ei și pentru statul lor, aveau nevoie de interpreți ai viselor care nu doar să le explice ce visaseră și ce însemna acest lucru, dar și să ia măsuri pentru a preveni sau a asigura că ceea ce visaseră aceștia se va întâmpla. Două exemple celebre, profetul Daniel și altul mult mai cunoscut este cel al lui Iosif, care sigur că explică visul faraonului, îl pune în practică și în scurt timp devine unul dintre mari prinți ai Egiptului. Sigur că avem visul lui Muhammed și nașterea religiei islamice, pe care le cunoaștem mai bine, așa cum la fel de bine avem ideea, sigur, visului lui Osman, cel dus mai departe și mai departe și care, sigur, că a construit întreaga lume imaginară a Imperiului Otoman de mai târziu. În ce măsură de-a lungul istoriei omenirii până în timpurile mea, cred că noi pe care le cunoaștem mai bine din dovezile arheologice, oamenii au dat importanță visului, în ce măsură și l-au notat, în ce măsură au existat interpreți de vise care erau școliți și care erau învățați despre cum să interpreteze, cum să intre în mintea și în visele celorlalți. Probabil că istoria va dezvălui mai multe și mai multe mai târziu, pe măsură ce, sigur, cercetările noastre vor fi mai bogate în documente, pe măsură ce, cu siguranță, și noi vom evolua ca specie umană și natura sentimentelor, gândurilor și ocupațiilor noastre ne va face mult mai înțelegători și cu privire la aceste aspecte ale vieții umane pe care și noi, dar mai ales istoria, le-a neglijat în bună parte de-a lungul timpului cu mici, mici diferențe. Și aici mă refer la lumea visului, în care petrecem măcar o treime din timp, la lumea nopții, a întunericului, a lunii și a somnului.
o altă întrebare, dar pe care doar am să o enunț și în care nu mă voi aventura să răspund, pentru că este mai degrabă pentru teologi decât pentru istorici, este dacă Adam a visat sau nu în grădina Raiului. E o întrebare care sigur are de-a face cu alte perioade, cu alte stări de gândire și de conștiință, dar și cu întrebarea pe care am menționat-o mai devreme, care este adevărata realitate sau care este visul acesta sau cel de pe durata somnului. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție, să vă salut încă o dată și pe voi cei care m-ați urmărit acum, dar și pe cei care vor vedea în registrările mai târziu. Ne auzim cu proxima ocazie, cât de repede va fi cu putință și până atunci, cu siguranță că vom dialoga prin intermediul comentariilor, mesajelor, de orice fel, atât în offline, cât și în online. Să aveți o zi cât mai frumoasă și, tocmai pentru că este în jur de 3 fără un sfert, aș vrea să vă urez tuturor celor care puteți somn ușor sau siestă plăcută, pentru că, de ce nu, am lăsat la final un alt aspect al multor culturi și civilizații ale trecutului, păstrat parțial doar în câteva state ale prezentului.